L-am luat, mă, și e mare. Oho, l-am luat pe-al 15-lea și e mare. Oho, ce biban mare am luat. Hai, 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 nu scăpa, nu scăpa. Am mai luat unul, mare. Oho, vai cum face frâna. Am mai luat unul mare. Prieteni, mamă. Salutare, prieteni, am ieșit din nou la pescuit pe Dâmbovița să vedem câți biban prindem astăzi. Ultimele două partide au fost foarte reușite, așadar continuăm seria de pescuit pe Dâmbovița să vedem ce mai prindem. Haideți să trecem la treabă. L-am luat, mă, primul biban. L-am înțepat, mă. Ha. Hai că au început să atace. După 5 minute a venit și primul biban. Ia să-l vedem noi. Da. Hai că am intuit bine să vin un pic mai devreme azi. Stai, mă, cu minte, mă, că mă înțepi. Tot creatura aia de pe AliExpress. Și primul bibanel micuț a venit. Da, ăsta e. Hai, facem o poză și îi dăm și drumul. Gata. Hai să vedem al doilea. Da, mă, l-am luat. Al doilea. Hai. Al doilea l-am luat și e grăsuț. Hai. Opa, e un bibanel mai grăsuț ăsta, da. Hai, mă, că mi-ai încurcat aici toate astea, mă. Stai cu minte. Hai, al doilea biban. Ia uitați. Mai măricel ăsta, nu? Da. E mai frumos. Hai. Hai să-i dăm și drumul. E mai grăsuț ăsta, da. Fugi. Hai să vedem al treilea acum. L-am luat, mă. L-am luat, mă. Al treilea biban. Ha-ha. Hai, tinere, vină încoa. Ia. Asta e micuț, hai. Ia uite, mă, ce atacă ăștia mici. Guma asta mare. Am guma de 5 cm. Și vin ăștia prichindei așa. De. Ăsta e. Al treilea. Hai să-i dăm și drumul. Fugim, om. Hai, 3 bibani, cam în 10 minute, mai greu un pic azi. A venit și al patrulea, uite. După ce am lansat la 3-4 secunde, hai să zic așa, da. Na, altul micuț, la fel. Dar printre ăștia trebuie să fie și unul mare, cel puțin. Ăsta e mai mic, ia uite și tu, mă. Și ai și înghețit guma asta. Ești guma cât jumate din tine, mă. Ce faci tu cu guma asta, mă, așa mare, mă? Nehalitule, mă. Stai să te arăt și eu oamenilor un pic. Și îți dau drumul. Deci ăsta e al patrulea, prieten, da? Hai. Al patrulea bibanel. I-am făcut o poză și l-am eliberat. Hai. Fugi, măi. Gata. Hai, al cincilea să fie mai mare. Am venit, mă, și al cincilea. Da, parcă al cincilea, nu? Al cincilea era ăsta, da? Hai. Ia uite, mă, ce-i scot, mă, de acolo, mă. Tot așa talia asta, micuți. Sunt activi ăștia mici acum, la început, și vedem, mă, ia mari. Hai. Și ăsta, îi facem o poză, ia. Hai, mă, focusează, mă. Gata. Hai să-i dăm și drumul. La bibanul numărul 5. Hai să continuăm. La ce, mă, șefule? Da, am luat 5 bibani. La biban? Da, da. Da. Ai variat la TikTok ale? Pe YouTube, da. Da. A venit, mă. A venit numărul 6, mă. Ha. Man, mă. Să vină oia mai mari, mă. Ce naiba? Bine, și ăștia sunt mișto că ai activitate cu ei. Hai, al șaselea bibanel. Puștule, hai, cum te-ai înțepat? Nu mi înghiți guma, nu, dă drumul la guma, mă. Ia, să vedem noi. Hai, te țin așa pe tine. Să fac o poză, uite așa. Bibanul numărul 6, da? Hai să-l arăt așa ca oameni. Hai, fugi.
Fă-și puștile. Gata, al șaselea. A venit, mă, a venit al șaptelea. Face fin, a atacat. Aoleu, dar am luat o icră din aia de biban. Incredibil. Am zis că ataca fin, dar de fapt mai mult de atât nu putea el. Doamne, cum să fim așa biban, mă, cu degetul, mă, la guma asta care e cât tine, mă, băiatule, mă. Mă, să fim, mă. Doamne ferește. E guma asta cât tine, mă, puștule, mă. Ia uitați piticanii aici. Bibanul numărul 7, parcă am zis, nu? Ha, să-i dăm și drumul la piticul ăsta, fugi. A venit, mă, a venit al 8-lea, ha. Hai, că începem ușor, ușor, așa. Cu 8 bibănei, până dă la mare. Sigur o să dea și la mare, presimt eu așa. Hai, bibănelul numărul 8. Mamă, și-a înghițit guma ca nebunul, prietene. Hai că l-am eliberat. Înghițise guma. Stai cu minte, mă. Hai, al 8-lea bibănel. Îmi fac o poză, dar așa. E umbră aici. E umbră, e... da, mă rog. Hai, să-i dăm drumul. Uși, mă. 8 bibănei micuți, dar... drăguți, să vină aia mari, hai odată. A venit, mă, a venit, mă. Și e mai măricel ăsta un pic. Iar l-am scăpat. A, nu l-am luat. L-am înțepat, mă. Ia uite, dar era prea mic, nici nu-l simțeam. Sau venea el spre mine, Doamne ferește, ia uitați ce a venit. Al 9-lea biban e cât degetul mic, mă. E incredibil. Și asta e gumă de 5 cm. Ia uitați și voi ce a venit. La gumă de 5 cm. Deci la gumă de 5 cm a venit asta, piticania asta, uite și tu. Al 9-lea biban, da? Hai să-i dăm drumul. Doamne ferește. Din ce în ce mai mici, mă? A, a venit. A venit, mă, mi-a atacat pe cădere, fii atent. La Polaris ăsta mi-a atacat pe cădere, mă, ia uite și tu. Hai, piticanie, vină încă al 10-lea, mă. Nu mai, de guma aia le e frică de creatura aia. Al 10-lea bibonel. Mă, da, au rămas doar ăștia mici aici. Hai. Să-i fac o poză lui ăsta. Așa. Fugi. A, 10 până acum, da? A venit, mă, al 11-lea, mă. A, ce fin a atacat. Da, a atacat fin că e micuț. Hei, hei. Hai, mă, vină încoa. Al 11-lea, parcă, da. Hai. Fii cu minte, mă. A venit ăștia cu tobele și m-au speriat că, na. Sunt colindătorii. Hai, o poză mică și dăm drumul. Hai, al 11-lea biban, fugi. L-am luat, mă. L-am luat, mă. Ia uite-l, mă. Ce energie are, mă, al 12-lea biban. Așa, mă. Dar nu mai talia asta azi, mă. Al 12-lea bibanel. Au devenit mai apatici un pic azi, sunt mult mai apatici decât zilele trecute. Bibanelul numărul 12. Hai. Să-ți dăm drumul, mă, fugi. S-a dus. E mai frig azi, mult mai frig. România, 2023. A venit al 13-lea, mă. Fiți atenți că n-au vrut la nicio gumă decât la creatura aia care i-am luat prima oară. Ia uitați voi. Cum am aruncat cu creatura aia, am avut atac, mă. Incredibil.
Doamne, ce mofturoși sunt azi. Când vor pe gumă, când vor pe alta. Deci asta e guma aceea. Da. Bibanul numărul 13. Hai, că a venit. Ia, să te eliberăm, uite așa. Ia, să facem și o poză mică. Asta e. Să-i dăm și drumul ăsta mic cu fujmă. Gata, bibanul 13, da? Așa, hai să continuăm. A venit, mă, al 14-lea, mă. Ha! Ce fin a atacat ăsta, vai. Bine, e și micuț. Al 14-lea bibanel, mă. Ia uitați, mă. Doamne ferește. Mă, dar azi numai din ăștia, mă. Și e guma cât el. Deci e guma cât jumătate din el. Ia uitați și voi. La ce gume atacă ăștia mici azi. Doamne ferește. Da. Deci ăsta e al 14-lea bibonel, mă. Ia uitați și voi. Numai din ăștia așa până acum. Ah, poate vin și din aia mai mari. Haide să-i dăm și drumul. Fugi, mă. 14 bibonei. A, l-am luat, mă. L-am luat, mă, și e mare. Oho, l-am luat pe-al 15-lea și e mare. Oho, ce biban mare am luat. Hai, 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 nu scăpa, nu scăpa. Nu scapi, nu scapi, nu scapi, nu scapi. Nu scapi, am luat animal de biban. Hoho! Vai de capul meu. Vai de capul meu. Ia uitați bibanul 15. Hoho! Ia uitați animal aici. Ia uitați animal de biban aici. Hoho, cât animalul am luat. Vai de capul meu. Vai de capul meu, ce animal am luat. Vai de capul meu. Ia uitați voi. Ia uitați voi animal de biban aici. Ia să-l vedeți mai bine. Ia uitați animal de biban aici. Ia uitați. Cât animal am luat. Incredibil cât a bibană. Doamne ferește. L-am ridicat în lansetă de data asta, n-am mai stat să mai scot minciogul, că mi-era că-l pierd cum l-am pierdut ieri pe la mare. Și haide să vedem și cât cântăre, cât ce dimensiune are ăsta. 31 are, prieteni. Aproape 32, dar are 31. He, zicem 31, na, nu punem 32. 31 de centimetri. Ia uitați voi, biban de 31 de centimetri. Nici nu știu cum să-l țin să încap în poză, ia uitați. 31 de centimetri are ăsta. Prieteni, 31 de centimetri. A venit animalul. A venit animalul de biban. Haide să-i dăm și drumul. Hai. 31 de centimetri. Ia uitați. Namila aici. Namila de biban. Ce frumos e. Cum, mă? 31 de centimetri. Hai, hai că nu te mai țin. Fugi. Doamne, și cum a atacat. Fo, ce valuri a făcut. Gata, mă. Hai să continuăm ca așa îmi place. Mi-e foarte greu să-l și măsor, să și filmez, cam ăsta atașat de piept. E foarte greu. Da, aia mă descurc cum pot. Hai, dacă v-a plăcut bibanul meu de 31 de centimetri, nu uitați să lăsați un like. Hai, să continuăm. Da, l-am luat. Ha-ha. Al 16-lea biban. Ia uitați. Al 16-lea, mă. Hai că a venit al 16-lea. Ia uitați. E cam întuneric aici, dar... Ai. Al 16-lea biban. Să-i dăm și drumul. Fugi, puștele. Bibanul numărul 16. Hai. L-am luat, mă. Ha! Mi-a atacat pe cădere. Am luat al 17-lea biban.
Mi-a atacat pe cădere, mă, incredibil. Am lăsat creatura. Hai, sus. Și e grăsuț, da. E grăsuț, mă. Mi-a atacat pe cădere, incredibil. Ia uite ce hotărât a dat în ea. Ia uite-l, mă. Al 17-lea biban. Da. Bibanul numărul 17. Am degerat de frig, dar merită. Hai, să-ți dăm și drumul. Pentru așa partide de pescuit merită să tremuri de frig. Hai, fugi, măi, numărul 17, hai. Ce frumos a dat pe cădere așa. Da, mă, l-am luat, mă, și e mare ăsta. Oho, l-am luat pe 18-lea și e mare. Doamne, să nu-l pierd. Vai, e cel mai mare de până acum. Oho, am luat ceva mare, prieteni. Vai, ce fir ia. Am luat ceva mare, prieteni. Ce am luat? Vai, ce mare e. Oho, e biban, cred, și e mare. Da, e un biban mare. Oho, hai, nu scăpa. Nu scăpa, mă. Minciogul ăsta, tată. Am mai luat un biban mare. L-am luat. Aha! L-am luat cu minciogul, nu l-am mai scăpat. Mamă, ce forță a avut ăsta. Incredibil. Oh, o fi fosil forțos sau e mai mare decât ăla de l-am prins? De 31 în seara asta. Vai de capul meu, ce forță a avut. Mamă, ce fir a luat. Cum a luat firul ăsta. Incredibil. Ia să vedem noi. Ce bibă noi am luat. Oh, e mare. E mare, prieteni. E un biban noi mare. Ho, ho! E un biban mare. Doamne, ia uitați animal aici. Ce bine că am avut minciogul. Ia uitați animal de biban, altul mare. Fo, cred că e mai mare decât celălalt ăsta sau mai gras. Da, a avut mai multă forță ăsta. Ăsta a avut mai multă forță, incredibil. Ce bibonoi mare. Fu! Ia uitați aici bibonoi. Vai de capul meu. Ce biban am prins azi. Ce bibani. 33 are. 33 de centimetri, vă dați seama. Ce nami l-am putut eu să iau? 33, bă, băiatule, bă. Hai, mă, că mi s-a udat camera. Doamne ferește. Bibonoi de 33 de centimetri, prieteni. Ia uitați voi aici. Ia uitați animal aici. Doamne, deci nici nu vă imaginați cât poate fi de greu bibanul ăsta și ce forță a avut. Două recorduri azi. Cât a fost ăla? 31 de centimetri și ăsta 33. Doamne ferește. Ia uitați voi cât a bibanul. Doamne, prieteni. Așa biban de 33 de centimetri. Haideți să-i dăm drumul la animalul ăsta de 33 de centimetri. Incredibil. Incredibil cât e de mare și gras. Și ce forță a putut să aibă. Doamne, ce namilă de biban. Haideți să eliberăm animalul ăsta de biban de 33 de centimetri, incredibil. Hai, fugi, mă. Ia să vedeți voi aici valuri acum. Doamne, ce imensitate de biban. Ia uitați și voi, animal. Hai, fugi. Fuu. Doamne ferește, mă. Prieteni, dacă vă place munca pe care eu o depun și bibani niște imagini pe care îi prind, nu uitați să lăsați un like acolo. Haide să continuăm să vedem ce mai luăm. Da, l-am luat. Încă un om al 19-lea biban. A venit bibanul numărul 19, mă. După ăla de 33 de centimetri, a mai venit unul și e grăsus și ăsta. Da, mă, e grăsus și ăsta, nu e mic. Ia uitați, e un bibonel.
frumușel și ăsta, m-am cam tăiat la deget de la bibanul celălalt, de 33 m-am înțepat și îmi cam curge sânge peste tot, trebuie să văd cum rezolv, n-am nimic la mine, din păcate. Hai mă! Așa, bibanul numărul 19 a venit, ia! Să-i facem o poză mai frumoasă. Să-i dăm și drumul. Numărul 19, fugi, mă. Hai. Așa, mă, l-am păcălit și pe ăsta. Hai că e încă o partidă reușită azi. Bibani mari. Cât am zis? 31 de centimetri, 33 de centimetri. Și ăsta este al 19-lea. Ce să mai? 19 bibani și 2 imenși. Perfect. A atacat destul de fin ăla de 33 de centimetri. A mai luat unul. A mai luat unul mare. Vai cum face frâna. A mai luat unul mare. A mai luat unul mare, prieteni. Mamă! A mai luat unul mare. Ce biban mare am luat, încă unul. 3 recorduri azi? Mamă! Vai de capul meu. Vai de capul meu, ce biban frumos! Fuuu! Mamă, încă unul mare! Nu, tot cu miciogul, scos și pe ăsta! Tot cu miciogul! Și ăsta e tot de micioc, prieteni! Vai de capul meu, cât a bibanul! Am băgat miciogul, dar îl scot iar! Încă unul mare! Încă unul mare! Hai, hai să nu-l pierd! Așa! Hai că nu-l pierd, sper să fie înțepat bine. Hai mă, hai mă. Nu scăpa, mă. L-am luat. Yes, yes. Încă unul mare. 3 bibani mari la aceeași partidă. Vai de capul meu. Mamă, ce lua fir și ăsta. Doamne ferește, ce partidă am azi. Doamne, doamne, ce fir lua și ăsta. Am mai luat o namilă de bibani. Incredibil. Ia uitați ce partidă am eu azi. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Ce partidă pot să am azi. Am mai luat o namilă de bibani, prieteni. Vai de mine. Încă unul gras așa. Încă un animal din ăsta. Doamne ferește. Hai să vedem cât are ăsta. Ia uitați animal aici. Al treilea animal de biban. Doamne ferește, la aceeași partidă. Ia haide să-l măsor și pe ăsta. Are aproape 31, mă. Are aproape 31. 30 jumate are. Doamne ferească Dumnezeu. Ia uitați aici. Ia uitați animal de biban aici. Doamne. Ia uitați, animal de biban. Ia uitați, prieteni. 30,5 cm. Ia uitați voi aici. Încă un bibonoi de 30,5 cm. Incredibilă partida asta. Incredibilă. Haide să eliberăm și namila asta. Ia uitați, prieteni, în hal de biban ce prind azi. Ce grași din ăștia mari. Doamne ferește. Haide să le eliberăm pe ăsta. 30,5 are ăsta. Hai, fugi. Doamne ferească Dumnezeu. Hal de biban ce am prins azi. L-am luat, mă. L-am luat al 21-lea biban. Ha, ha. A venit, mă. Bibanul numărul 21. Mi-a dat de vreo 3 ori până l-am prins. Hai, vină cu a nu scăpa. E bine, după aia de 33 de centimetri, na, 30-33 de centimetri, ăsta pare nimica toată, adică, na. Dar e bibanul cu numărul 21, prieteni. Hai să-i fac o poză. Da, ăsta e. Simpatic ăsta e.
Hai. Fugi, mă, piticanii, mă. Gata. 21 de bibani la partida asta, prieteni. Cam asta a fost partida, prieteni. 3 recorduri azi. Un biban de 30,5, 31 de centimetri și 33 de centimetri cel mai mare, cu un total de 21 de bibani. Așadar, o altă partidă a vieții pentru mine cu 3 recorduri și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați pentru a nu pierde următoarele clipuri. Până data viitoare, aveți tot respectul meu. Vă salut!